Valeria Herdea, medic de familie și vicepreședintele Colegiului Medicilor, a fost numită în funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, o instituție mamut care gestionează anual peste 12 miliarde de euro din banii publici. Ordinul de numire a fost publicat în Monitorul Oficial, iar medicul a preluat funcția vacantă începând de luni 15 ianuarie. Surse locale din sistemul medical confirmă că Valeria Herdea este hunedoreancă. Noul director al Casei Naționale de Asigurări este Valeria Herdea, medic de familie și de origine școala primară și nu știu dacă nu și liceul, i-a făcut în Hunedoara. Numirea unui nou director la Casa Națională de Asigurări de Sănătate a venit în aceeași zi în care medicii de familie și cei de ambulator au anunțat că nu vor mai încheia contracte cu casa și nu vor mai acorda consultații de contate de la 1 februarie. În data de 18 este o întâlnire la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Nu știu ce va putea Valeria să facă, pentru că ea cunoaște foarte bine situația, pentru că e provenită din rândurile noastre, dar să nu uităm că este numită politic și acolo trebuie să asculți. Valeria Herdea are 60 de ani și este președintele Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie și vicepreședinte al Colegiului Medicilor din România. Iar în anul 2019 a fost decorată de președintele Klaus Iohannis cu ordinul Cavaler al Ordinului Sanitar.